Gata, ne-am întors în direct, una dintre marile reușite ale domnului Nicolae Ciucă. Sigur, sunt foarte multe, dar una, poate cea mai mare, poate reușita de bază, care sta la baza domnului Nicolae Ciucă, este cea în care a rezolvat problema în instanță în privința doctoratului domniei sale, în sensul că s-a rezolvat, nu se mai analizează. Pe de altă parte, cum să te și te bucurai cumva de această reușită a domnului Nicolae Ciucă, te trezești astăzi că, din potrivă, că pare că dă să se reanalizeze teza de doctorat a domnului Nicolae Ciucă, dacă am înțeles corect. Eu nu știu dacă am înțeles corect. Să ne lămurim de aici cum stau lucrurile. Spunem bună seara, mulțumim pentru intervenție jurnalistă Emilia Șercan. Bună seara! Bună seara! Cum stau lucrurile? Să vedem dacă domnul Buzăianu a înțeles corect, dacă eu am înțeles corect, dacă instanța a înțeles corect despre ce dosar e vorba. Da. Păi lucrurile stau în felul următor. Dacă vă aduceți voi aminte, anul trecut, după ce eu am scris că teza de doctorat a premierului de atunci, Nicolae Ciucă, este plagiată, au existat trei persoane care s-au dus la ACNAT și au dorit să depună o sesizare referitoare la lucrurile pe care eu le-am arătat în articolul meu de presă, în analiza pe care eu am făcut-o și publicată pe Presoan. Da. Ce s-a întâmplat acolo este în felul următor. Procedural, aceste sesizări trebuie depuse la Unitatea Executivă de Finanțare a Învățământului Superior, adică la UEFIS-CDI. UEFIS-CDI, la vremea respectivă, avea rol de registrator, dacă vreți, de secretariat pentru CNATCU, CNATCU fiind instituția care, în mod normal, are atribuții să verifice o teză de doctorat. Ei, acei trei cetățeni s-au dus la UEFIS-CDI, au depus niște sesizări, însă acele sesizări au fost înregistrate pentru a fi trimise la CNAT. Însă domnul Nicolae Ciucă a deschis două procese în instanță, un proces l-a deschis pentru a suspenda acele înregistrări, de fapt pentru a suspenda înregistrarea sesizărilor. Da. Așa. Și un al doilea proces pentru a anula înregistrarea sesizărilor. Primul proces a fost, bineînțeles, cel cu suspendarea, pentru că prima dată trebuie să suspenzi un document și apoi te duci să-l anulezi. Da. A fost acceptat acest proces referitor la suspendare. Suspendarea a devenit, practic a produs efecte, au fost suspendate, nu s-a mai putut întâmpla nimic, practic a fost blocată din fașă analizarea tezei de doctorat a domnului Ciucă, după care domnul Ciucă a deschis cel de-al doilea proces. Acest al doilea proces de anulare a sesizărilor, de înregistrare a sesizărilor, ajunge la un domn judecător de la Curtea de Apel Marius Iosif, care prin sfârșitul anilor 2000, undeva 2007, 8, 9, pe acolo, a îndeplinit mai multe funcții care au fost... În Partidul Național Liberal. Da, a fost numit de ministrul penelist al justiției, șef la administrația penitenciarilor. Exact. Care până la urmă a fost o decizie politică de numire a domnului judecător. Și avea postări pe Facebook cu PNL-ul, cu d-astea, era interesat de subiect. Era militant, domnul... Nu militant, militant, da, corect, militar e domnul Ciucă. Exact. Da. Și domnul judecător dă această decizie, care este a fost una absolut scandaloasă și vă explic de ce e absolut scandaloasă. Pentru că dă această decizie, se anulează practic înregistrarea sesizărilor, după care vine frumos unitatea aceasta executivă, bineînțeles pentru că era mare scandal public în presă, a făcut recurs. Pentru că nu știu dacă s-ar fi întâmplat lucrurile astea în alte condiții, nu știu dacă ar fi făcut recurs în alte condiții, a făcut recurs. A făcut un recurs corect, iar pentru că vorbim despre o procedură de urgență, această suspendare plus anulare de act administrativ e o procedură de urgență. Altfel, la Curtea Constituțională, la Înalta Curte de Casație, la secția de contencios administrativ, se stă cu ani, adică ai 3-4 ani până se ajunge să se judece dosarul. Deci a fost practic această procedură de urgență, s-a judecat săptămâna trecută, nu chiar, acum 10 zile, și în alta curte, practic, a desființat, a casat decizia dată de domnul judecător Marius Iosif, a rejudecat pe loc procesul, practic, acțiunea domnului Ciucă și a respins cererea. Opa! Și eu nu am văzut motivarea, dar pe scurt ce pot să spun, pentru că asta a încercat să fac, asta este o metodă patentată în justiție pentru a bloca analizarea unei teze de doctorat de domnul fostul procuror și vicepreședinte al CSM, Codru Tolaru.
Am auzit de dânsul, da. Dânsul face așa. O chestie similară. Tot pe mâna unui judecător care avea o teză de doctorat plagiată despre care i-a scris domnul Băcu, acum și el judecător la înalta curte, a primit la fel, a obținut o anulare în la curtea de apel, după care s-a dus la înalta curte unde s-a întâmplat o chestiune similară. Numai că acolo nu s-a dat și casare cu judecare, doar s-a dat casarea sentinței și acum se rejudecă la curtea de apel procesul respectiv. Deci, practic, ei ce au făcut? Ei au zis așa, cetățeanul n-are nici măcar voie să meargă să se plângă la o instituție că, nu știu, este instituția respectivă a făcut sau n-a făcut ceva, sau o persoană a făcut sau n-a făcut ceva. Nu poți să consideri un act administrativ plângerea sau înregistrarea plângerii, pentru că eu chichisă, în fine, avocățeasă... De care s-au întrebuințat în blocarea acestui demers, evident. Emilia Șercan, eu sunt un mare admirator al doamnei judecători care a participat la această blocare, că pe lângă dânsul ești doamna judecător, care este așa, nu vrem să dăm muniție, că e vorba aici de un militar, muniție adversarilor politici domnului Ciucă. Da. Este doamna judecător care a decis suspendarea, deci practic care a ajutat în primă fază blocarea procedurii de verificare a tenzii de doctorat. Dânsa mi s-a părut spectacol. Apropo de magistrați, în cazul domnului Iosif, poate s-a spus, nu s-a spus, trebuie repetat, subliniat, dânsul după ce a dat decizia s-a și pensionat instantan. Adică n-a încurcat pe nimeni, n-a stat acolo. Foarte rapid s-a pensionat și acum este la o bine meritată pensie domnul Iosif după ce a făcut... Eu am înțeles că, din punct de vedere al carierei, lucrurile au stat în felul următor pentru domnul judecător Iosif, binefăcătorul domnului Ciucă. Dânsul a fost magistrat, a fost numit în funcții politice de PNL, după care s-a dus în avocatură, după care s-a întors în magistratură, a dat decizia asta pentru domnul Ciucă și s-a pensionat la loc. Cam așa au mers lucrurile. Deci e interesant așa evoluția profesională. Da. Deci e clar că omul a avut o singură treabă de rezolvat. O misiune. Ca să înțeleagă domnul Ciucă, da. Da. Da, și acum, în mod normal, după această chestiune, clasul ar trebui să meargă frumos și să ia teza de doctorat, să o verifice. Numai că, între timp, a venit Curtea Constituțională cu acea decizie de vara trecută, care a venit și a spus tezele nu pot fi analizate sub aspectul conținutului științific. Dar doamna Ligia Deca, ministrul educației, în toamnă când a apărut povestea cu teza marelui om politic Lucian Bode, a venit și a spus, domnule, nu se pot verifica tezele nici sub aspectul conținutului etic. Practic, dacă avem încălcări de etică, nu putem. Ele au fost asimilate de doamna Deca conținutului științific, ceea ce e o mare porcărie, această interpretare a legislației, bineînțeles voită, țintită, vine așa din școala de gândire Sorin Câmpeanu, al cărei învățăcel este doamna Deca, și acum ei încearcă să impună în spațiul public și în mediul universitar, să impună ideea, domnule, din pricina acestei decizii a Curții Constituționale nu poate să fie verificată teza. Însă, ideea este în felul următor. Nu poate să fie verificată teza de CNAT cu nu știu ce, nu, ce împiedică Universitatea Națională de Apărare. Probabil doar faptul că domnul Ciucă a fost șeful armatei române și pe acolo toți, inclusiv profesorii de acolo, au fost subordonați la un moment dat ai domnului Ciucă. Probabil lucrul ăsta nu lasă nici Universitatea Națională de Apărare să verifice teza. Dar aș mai vrea să vă spun ceva. Anul trecut, după ce am văzut decizia, această decizie absolut scandaloasă a domnului Iosif, m-am dus eu personal și am depus o nouă sesizare. Eu, cetățeanul Șercan, m-am dus și am depus o sesizare la UEFIS-CDI pentru a fi trimisă la CNATCU. UEFIS-CDI-ul a refuzat, deci dacă acele trei sesizări depuse de cei trei cetățeni au fost înregistrate, dar a fost blocată, practic, transmiterea lor către CNASCU, mie UEFIS-CDI-ul a refuzat și să îmi înregistreze sesizarea, în baza, bineînțeles, invocând această decizie a domnului judecător Iosif de la Curtea de Apel. E clar. Ce s-a întâmplat este că eu am dat în judecată
Și am câștigat anul acesta în aprilie, nu am spus public lucrul ăsta pentru că am avut alte probleme, știți, din cauza domnului Ciucă și din cauza domnului Bode, am fost nițel ocupată cu alte probleme, nu am vorbit public despre lucrul ăsta. Însă un alt judecător de la Curtea de Apel a spus în mod categoric, nu poate să fie blocat dreptul cetățeanului de a depune o petiție, de a depune o sesizare la o instituție. Da. A, că vine instituția respectivă și spune, cetățeanul e îndreptățit sau nu e îndreptățit să o depună, se confirmă ceea ce sesizează cetățeanul sau nu se confirmă, e o altă discuție. Problema este, tu ai obligația instituție, pentru că ai o lege a petiționării care te obligă pe tine, instituție, să iei practic și să înregistrezi ceea ce îți trimite ție cetățeanul. După aia, soluționarea, modul de soluționare e cu totul și cu totul altă discuție. Da, deci, avem și această decizie practică a Curții de Apel București. Eu sper ca UFSCD-ul în această chestiune să nu facă recurs, pentru că ar fi mizerabil să facă recurs, cu atât mai mult cu cât există decizia în alte curți în privința aceleiași chestiuni referitoare la domnul Ciucă. Și să vedem ce se va întâmpla mai departe în povestea. Rămânem să așteptăm, dar ce e important este că s-a redeschis cumva această pistă, nu? Adică până la urmă... Absolut, aia spun. Eu sunt, mai ales după toată povestea pe care eu am trecut-o și eu încă o trec, că nu s-a încheiat, știți bine, abia a fost clasat dosarul de compromat. Eu sunt mai mult decât decisă să acționez în judecată, inclusiv CNAS-ul, dacă nu vor da curs sesizării și dacă nu vor lua în considerare. Și acolo putem să ajungem din nou în fața unui judecător și să vedem raționamentele curții constituționale. Da, mai e până acolo. Apropo, că tot am vorbit despre doctorate și chestiuni de asemenea natură, a fost în urmă cu câteva zile o discuție în spațiu public care l-a vizat pe ministrul cercetării din România, da. Un domn Ivan nu știu cum, pentru că e o persoană... Ceva Ivan. Nu e în topul popularității sau notorietății în România, ne vom referi la dânsul drept ministrul cercetării. Și s-a vorbit despre o decizie în ceea ce privește teza sa de doctorat. A trecut de comisia de la Universitatea din București, care i-a spus în regulă să-i se dea titlul de doctor. Ulterior, ei s-a explicat că teza sa de doctorat nu e suficientă pentru obținerea titlului de doctor și s-a pus în vedere ca în următorul an să îndeplinească toate criteriile. Unii de la PSD ne-au spus că asta e o procedură absolut firească, așa se întâmplă. Asta e felul, da. Mai completezi, o aduci înapoi. Alții ne-au spus că ea e absolut deplasat, perfect deplasat, ca ministrul cercetării să aibă probleme cu o lucrare de cercetare. Cum stau de fapt lucrurile în ceea ce privește situația ministrului cercetării? Simple. Sub comanda domnului conducător de doctorat Vasile Dâncu, acest domn cumva Ivan își susține teza de doctorat la Universitatea din București, la Facultatea de Sociologie. Comisia, într-adevăr, propune acordarea titlului de doctor. Și aici e o problemă mare, o problemă foarte mare și eu sper că inclusiv lucrul ăsta, pentru că e notorietatea unui, în fine, demnitar al statului român, să îi facă încă o dată pe profesorii din mediul universitar să înțeleagă responsabilitatea pe care o au atunci când participă în comisii de susținere a unor teze de doctorat. Teza de doctorat ei, pentru că pentru zeci de ani de procedură în România în privința tezelor de doctorat, de fapt, era o nouă oportunitate de chermeză, o susținere de teză de doctorat. Ne întâlnim ca să-l felicităm pe unul și după aia să petrecem bucuroși că a obținut titlul de doctor. Cam asta se întâmpla. Ei, ideea este, o teză de doctorat trebuie să reflecte un proces și un produs de cercetare științifică. Cei de la CNAP cu care trebuie să... Asta este rolul lor, să supervizeze tezele de doctorat și să vadă dacă ele într-adevăr sunt produse de cercetare științifică, au venit și au spus, domnule, teza asta e cam slăbuță și nu este ce și-a propus aici să facă doctorandul, nu prea i-a ieșit. Deci îi mai dăm un an de zile, îi dăm posibilitatea ca un an de zile să rescrie la teză și să vină
cu o nouă variantă a tezei. Asta prevede acum legislația, pentru că asta a fost introdusă după ce eu m-am apucat de făcut, în fine, analize de teze de doctorat și s-au speriat oamenii că, aoleu, uite, vine și scrie presa despre noi. Ceea ce, ok, pot să înțeleg, e în regulă să îi mai dai încă un an de grație, pentru că poate 3 ani de zile sunt prea puțin pentru a face o teză de doctorat. Încă un an să mai rescrie după ce Knapcu vine și spune nu e în regulă. Deci domnul, cumva, Ivan mai are timp încă, am înțeles, până în februarie să vină și să prezinte o nouă variantă a tezei. În cazul în care nu va reface lucrurile pe care i le-a indicat Knapcu, atunci nu îi se va acorda titlul de doctor. Ceea ce e totuși o situație amuzantă, vorbim totuși despre ministrul cercetării. Vorbim despre ministrul cercetării, absolut. Da. Deci nu vorbim despre un, nu știu, o persoană care este... vorbim despre... el a fost Partidul Social Democrat, pentru că înțeleg că este din PSD domnul Ivan, a fost, nu l-a investit cu această demnitate de ministru al cercetării. Da. Noi avem un ministru al cercetării care... bun. Ne povestește extraordinar de mine această situație. Da, Emilia Șerca, mulțumim pentru analiză, pentru constatări și urmărim în continuare cazul domnului Ciucă, cazul pe care îl consideram închis, pentru că până la urmă așa s-a stabilise în instanță și acum vedem că lucrurile s-au revitalizat un pic în privința asta. Urmărim această situație în desfășurare și pentru că s-a discutat în prima parte a emisiunii despre această comunitate LGBT sub diferite forme, vrem să aducem o clarificare pe care doamna Șoșoacă o face, o aduce, avea această clarificare la dânsa într-o emisiune. A fost surprinsă cu această clarificare. A fost surprinsă în cadrul acestei clarificări. Dați, vă rog, imaginile pe care aș vrea să le urmărim aici. Doamna Diana Șoșoacă făcând niște clarificări, niște precizări extraordinare pentru publicul domniei sale. Era prezentă la o emisiune de televiziune, că nu se ascunde, uite, la BZI, la Bună Ziua Iași, nu se ascunde, apare pe la diferite emisiuni. Însă e parlamentar de Iași. Parlamentar de Iași, prezentă totul natural, deși, uite, și interlocutorul stând într-o cămașă relaxată, dânsa făcând această precizare, să o ascultăm. De ceva ce nu le convine, pentru că politica la nivel internațional este cu LGBT. Atenție, i-au băgat la sfârșit IQ. N-are nicio legătură. IQ este coeficientul de inteligență. N-are legătură. Să nu vă mai prind că vorbiți așa. LGBT și atât. Și a stat dânsa acolo împreună cu soțul domniei sale, cu domnul renumit Silviu Silvestru. Și nume, ce IQ ăsta aici? Și o fizică, dar e inteligență, e IQ. N-are cum să fie. N-are cum. De ce să bagi aici? Nu, n-are cum. Au stat, s-au gândit și vezi că se verifică această situație. De unde sunt literele astea? Deci nu e de la coeficientul de inteligență, domnul Zanfir, cum credeți dumneavoastră, că v-am auzit și pe dumneavoastră. Domnul, e clar că nu are nimic de a face cu coeficientul de inteligență, decât dacă se va demonstra că acesta poate fi și negativ. Am înțeles, dar nu e cazul. Acesta este un deep fake? Este un... Ce am urmărit acum? Da. Nu. Doamna Șoșoacă, dumneavoastră vă asumați răspunderea. Paternitatea. Autenticitatea, domnule. Pe autenticitatea acestei înregistrări. Da, domnule, am văzut-o. Dacă vreți să reluați acest pasaj. Domnule, aș vrea să-l redifuzăm să văd exact dacă există sincronizare între sunet și mișcarea buzelor și să mă asigur că acesta nu este un material video falsificat, trunchiat, o plastografie nenorocită. Da. Pentru că dacă doamna Șoșoacă a spus ceea ce am auzit eu că a spus. Da, domnule. 10% în preferințele publicului în ultimul sondaj. Păi nu e IQ nici la LGBT, da? Dar nu e IQ nici la doamna Șoșoacă. Haideți să o ascultăm de nou pe doamna Șoșoacă cu garanții oferite de domnul Buzeanu, care își riscă reputația pe această înregistrare. Doamna Șoșoacă n-are ce să riște că nu e niciun fel de reputație. Da. După care îi spunem doamnei Șoșoacă și iubitorilor săi, de frumos, genului. Așa, pasionaților de Șoșoacă. Așa, de la ce vine L, de la ce vine G, de la ce vine B, de la ce vine T, de la ce vine Q și de la ce vine plus. Nu, Q ăsta ridică multe semne de întrebare. Vă rog, caseta. De ceva ce nu le convine, pentru că politica la nivel internațional este cu LGBT. Atenție, i-au băgat la sfârșit IQ. N-are nicio legătură. IQ este coeficientul de inteligență. N-are legătură. Să nu vă mai prind că vorbiți așa. LGBT și atât. Deci, mie îmi place și interlocutorul. Da. Inteligent. Părea că și el știe un pic, dar nu. Eu nu m-am venit aici să mă laud, am venit să vă las să vorbesc, dar știu. Și ce dracu că știam lucrul ăsta. Deci, îți dai seama, ea se luptă acolo cu ideologia
cu revendicările comunității LGBTQ+. Da. Și n-a înțeles cum se... Cum ziceți voi, mă? LGBTIQ? Dar, domne, ce Q, domne, că Q e de la inteligență, ce naiba e asta? Nu știu, nici n-a înțeles cum e, aude acolo un IQ și IQ e cu inteligență. Haideți că nu mă prostiți pe mine, sunt senator. Nu știu ce e cu Q ăsta, da. L vine de la lesbian. Deci e în engleză, că trebuie să îi spunem doamne Șoșoacă, în primul rând, că da. E un acronim în engleză. Da. Lesbian, gay, bisexual, transgender, queer sau questioning. Da. Iar plusul înseamnă orice altă identitate de gen. Da. Deci, deci aceste... nu e IQ acolo. Nu e domnule IQ, e clar. Șoșoacă. E clar de treabă. Nu știu când cum să... Adică, na... Dar eu vreau să vă întreb, domnul Zan, poate sunteți renumit pentru dumneavoastră? Am o grămadă glume pentru... incorrecte politic și este... Îmi dau seama că e nepotrivit să faci glume incorrecte politic atunci când te contrazici cu Șoșoacă, care și e incorectă. Să nu faceți nimic. Deși ar trebui, știi cum, să fie un acord. Deci când ai un debate cu doamna Șoșoacă și spui, bă, nu încep după aia să-mi zici că n-ai voie cu d-astea, că e incorrect, că e deplasat, că deci ne dezbrăcăm de caracter. Doar de caracter. Deci mergem, se poate orice. Da. În orice zonă. Și acolo, da, poți să-i dai o replică. Dar după aia parcă vezi că tu îi răspunzi cu aceeași moment, după aia, dar nu e voie să faci apel la astfel, dar... E deci, deranj mare. Domnul Zanfi. Deci nu e IQ acolo. Domnul Zanfi, sunteți cunoscut pentru Q dumneavoastră. Pentru Q? Pentru litera Q. Pentru IQ. Pentru IQ, domne. Pentru IQ, domne. Domne, vreau să dăm următoarea înregistrare cu doamna Șoșoacă și să-mi spuneți dacă dumneavoastră considerați că publicul din România poate face față. Cine? La așa ceva. Publicul din România. Trebuie să zice stare că el se înțelege greșit IQ, Q. Nu, mă rog. Nu, publicul din România. Public dacă... Q. Public Q din România. Față la așa ceva, la această avalanșă care urmează. Deci stă un om din România, un om, un cetățean, cum se sunt ei numiți, de rând în România, că am văzut că sunt oameni de rând și oameni care... Care ies de rând. Care ies de rând sau n-au rând. Cum sunt oameni extraordinari, ceea ce implică și existența unor oameni ordinari. Ordinari. Și vă rog. Un om de rând, urmărind această înregistrare și dacă poate cumva să facă față acestui asalt venit din partea doamnei Șoșoacă și apoi vă aduc în discuție și faptul că e din nou 10% în preferințele publice. Da! Vă rog. Dar să mi-aduci în discuție și că e sub Elena Lasconi. Lasconi. Ceea ce Elena Lasconi în momentul de față o să tot repetez asta, da. S-ar putea să ne scape de Șoșoacă. Haideți să urmărim înregistrarea. De-abia aștept să vin să fac live din biroul procurorului să vă arăt ce înseamnă cu adevărat justiție publică. Vreți justiție publică? O să o aveți cu vârși îndesat de la mine. Vreți să vă pun poporul în cap? Vi-l pun. Dacă voi credeți că începeți, că puteți să mă faceți pe mine să tac cu cenzura de la toate televiziunile, praf și pulbere vă fac nenorociților. V-ați bătut joc de poporul român. Deci, domnul Zanfir, un om de rând, cum l-am numit eu așa, oarecum generic, stă pe internetul și o urmărește pe doamna Șoșoacă cu această intervenție. Dar unde e pe internet? Asta este o chestiune care cred că s-a desfășurat pe Facebook. Are o pagină de Facebook. Acolo stau oamenii aici, și ascultă pe doamna Șoșoacă. Și vine doamna Șoșoacă și zice lucrurile astea pe care le-am auzit mai devreme. Da. Și tu crezi că există... La nivel, sigur, la nivel, la o scară largă. Oameni care să poată să facă fața acestui asediu să nu se gândească, uite bă, dene, exact asta avem nevoie în țara asta. De un om care să meargă să facă live în biroul procurorului și să se pună pe ei, să ridice poporul potriva lor, că ne-am săturat de furtul ăsta din țară, e nenorocire, doamna Șoșoacă președinte. Dumneavoastră credeți că poate face fața acestui asediu poporul român? Vă întreb. Cu greu. Cu greu. Acum, da. Domnul Buzian, problema în cazul meu, să fiu subiectiv, dacă îmi permiteți. Nu e ce spune Șoșoacă. Ci cum spune? Da. Pe mine mă enervează produsul finit. Acum, dacă ai schimbat tonul, ai schimbat persoana, dacă ai schimbat persoana, scoate persoana și îți spune o persoană, pe un ton, o altă persoană, pe un ton calm, rezonabil. Mă duc să fac live din, sau calm, ai zis, mă duc să fac un live din biroul procurorului. Nu, de definiția mea de persoană calmă nu te include și pe tine. Da. Nu, altcineva. Deci nici doamna Șoșoacă, nici tu, nici eu, alți oameni. Alți oameni, da. Alți oameni care vor spune, de ce n-avem în momentul de față ocazia, cel puțin odată, să transmitem activitatea asta, prea puțin transparentă, a unora care cică. Înfăptuiesc actul de justiție în România. V-ați interesat, domnul Buzeanu, un astfel de experiment?
să transmitem în direct din biroul unui astfel de procuror sau chiar în biroul unui astfel de judecător, la domnul Marius Iosif. Ți-ai dori să vezi un live din momentul în care domnul Marius Iosif a decis că teza de doctorat a domnului Ciucă nu poate fi supusă interogării publice? Ți-ar fi plăcut un live de acolo? Mi-ar fi plăcut și aș vota și spun sincer pe cineva care îmi promite că va face lucrul ăsta. Uite, doamna Șoșac. Problema e că acest mesaj cu care aș putea la un moment dat rezona, deși înțeleg că există conceptul ăsta de live, pe mine mă enervează, fac live, merge lumea pe stradă, face live, e la cumpărături, face live, oamenii vorbesc așa pe videotelefon, nu știu, filmele alea SF părea interesant că îl vedeai. Acum când merge lumea pe stradă așa, mă enervează, de ce să mint? Da. Păi și ce mai faci? Păi uite ce să fac, uite sunt pe stradă, merg. Și cum e acolo? Păi după cum vezi e soare. Domnul Zanfi, mă deranjează de live-urile. Poporul român nu poate face față acestui asediu pe care dar ce îl face, trece... Vă mănâncă, ce face? Domne, nu puteți face este față. Cumva o avalanșă și intelectul poporului român nu este suficient. IQ-ul, domne. IQ-ul, cum a zis doamna Șoșoacă foarte nu bine. Nu este suficient ce? Pentru că, de exemplu, pe un minor, tu consideri că este într-o situație de vulnerabilitate și îl protejezi în momentul în care trebuie să-l expui la tot felul de chestii pe care nu le poate acoperi. Atunci, normal, stabilim că trebuie proteja minorul. Da. Bă, nene, trebuie proteja poporul român de aici. Nu poți să intervii, dar spun că nu poți face hai să mai dăm o înregistrare. De ce trebuie să protejezi poporul român? Pentru că nu e în stare să facă față la așa ceva. Cum adică nu e în stare? Păi uite-te că e 10% în procente pentru că are aceste discursuri și nu mai zice, domnule, exact de așa ceva. Păi dacă nu le-a spus nimeni pe un ton calm și rațional. Asta e ce problema? Aici cădeți în capcana asta. Păi lumea e disperată după Șoșoacă. Nu, lumea e disperată de cineva care la un moment dat, într-un spațiu public de cocoța pe o funcție în stat, cum e cea de senator. Domne, o grămadă vine și ăsta. Cine a spus, mă? Cine a zis? Să terminăm cu hoția. Cine a zis, mă? Lasă-mă să terminăm cu hoția. Cine a zis, mă, clar, toate lucrurile, nu astea, evident, nu toate lucrurile astea spuse Șoșoacă. Șoșoacă a spus multe prostii și din punctul meu de vedere s-a compromis irevocabil în momentul în care s-a asociat cu ambasada Federației Ruse. Și se mai dă și patriot. Deci n-ai cum acolo, clar. Dar pe mesajele astea, că nu, eu nu știu dacă toți oamenii care o urmăresc sau care zic, da, domnule, îmi place Șoșoacă, sunt la curent cu opera, viața și opera personajului. Au auzit odată țipând niște lucruri. De exemplu, de ce se dă suma X pentru ucrainean și n-aveți bani pentru copii? Nu stă omul să se documenteze. Da, zis, banii vin în Europa. Nu știe lumea. Copiii români de ce nu primesc? Da. Și lor s-a părut ceva frecventat. Păi dar, stai o secundă, că dacă n-ai fi explicat că sumele sunt alocate din zona fondurilor europene și ți-ar fi spus guvernul, noi o să dăm pentru fiecare ucrainean suma X, dar pentru român nu avem, sigur că ai fi revoltat. Păi dacă o prezinți doar așa trunchiat normal, păi și pe mine m-ar enerva. Bă, dar tu, ca stat, ce responsabilitate ai în principal? Tu ai responsabilitate față de cetățenii tăi. Dar dacă ești onest cu publicul tău, îi spui... Banii aia care ajung la ucraineni nu sunt în bugetul statului român. Deci nu-i scoate ochii statului român că îi dă ucraineanului și nu-i dă românului. Pentru că nu dă el doar ia dintr-o parte și duce în cealaltă. Ce explici tu acum, este un mesaj care nu ajunge la publicul de anjur. Păi n-ajunge. Oamenii îi urmăresc aceste live-uri. De ce? Pentru că se regăsesc în starea de mediocritate pe care o reprezintă. Nu! Și pentru că aud doar jumătate de adevăr și cu acea jumătate de adevăr, cu informația trunchiată, simți să aderi la mesaj. Păi cum adică? Tu ai fi de acord cu mesajul ăsta? Dacă el ar fi... dacă ți-ar spune unul. Fiani, știi statul român care n-are bani pentru copii? Cu așa... Fii ce face cu ucrainenii. Dar are bani să dea ucraineanului care a venit cu mașina din Ucraina. Și dacă din banii statului român s-ar duce către așa zisul refugiat ucrainean care e prezentat cu mașină de lux, cu nu știu ce, îmbrăcat frumos și în același timp îl vezi pe un copil de la țară brodzând o piatră. Așa, tu n-ai acest sentiment de revoltă? Bă, dar noi am dat bani românilor. Dacă nu știi că banii ăia sunt de fapt într-un fond păi al dacă unui... să știi lucrurile astea, domnul Zanfi, trebuie să ai o stare superioară de inteligență. Nu e mai superioară și inferioară. Celei pe care o dețin oamenii care urmăresc așa ceva. Hai, domnule, mai dă-ți o înregistrare, mai puneți pe masă o înregistrare. Da, domnule, o dăm, că stăm până la 8 aici. Deci, Radu, ideea e, omul vine de la munca lui, care n-are legătură cu politica. Intră un pic pe TikTok, pe unde stați toți. Au de 5 minute. Guvernul dă bani ucraineni, nu românii. Exact.
Păi noroc că te enervezi. Tu ai pretenția de la acel om păi, care are cine știe ce îndelemniciri. Păi, sunt revoltat de ceva, mă uit, mai documente. Stai, mă, dar ar fi penibil să nu fii două ore pe zi la televizor, normal că te documentezi. Nu, domnule, lasă-mă. Dar du-te, mă, la fabrică și stai acolo 8 ore, trage cu cine dracu mai lucrează în fabrică, că mai stai și... Dar ori mai fi meserii de-astea. Și multinaționale, tot fabrici sunt. Ce? Multinaționalele acum sunt fabricile. Da, domnule, păi asta zic, stai acolo cu cifre, cu Excel-uri, cu nu știu ce, ajunge acasă. Haide să citim politica Uniunii Europene cu privire la refugiații de război. Nu mai, o crezi pe doamna. Plus că există și o zonă neșcolarizată suficient. Sunt oameni care nu au studiile, nici măcar învățământ obligatoriu. Bă, atât au avut ocazia să învețe. Vă rog, nu poți să-i jignești pentru că ei cred un adevăr prezentat truncheat. Ce mai avem, mă, cu Șoșoacă, că mai nebunit? Dar, domne, următoarea, ca să cu ce mai, ce despre ce mai vorbește? Dă-i. Dă-o pe Șoșoacă. De la ora 20 voi fi în stradă în Piața Victoriei astăzi și rog toată lumea să iasă în stradă. Nu mă interesează partide, să nu văd vreun steag de partid, vreo insignă sau ceva de genul ăsta. Însă semnalul SOS de ajutor al națiunii române s-a dat. Români, ieșiți în stradă dacă vreți să ne salvăm țara asta. Trebuie dați jos și prelua puterea. Vreți să anulați alegerile, mă? Fiar mama voastră de nenorociți, ca să rămâneți tot voi să furați, făceți-vă bagajul și cărați-vă din România, nenorociților, pentru că aici veți plăti cu toții. Pușcărie pe viață vă dau, vă spun sincer. Pușcărie pe viață! Domnul, ne oprim aici, că de aici încolo continuă acest festival. Domnul Zanfir, e foarte complicat. Eu îl înțeleg pe omul care nu a reușit să-și dezvolte suficient și dacă aude chestia asta, dacă tu vii cu așa ceva, el va fi întotdeauna. Domnule, de așa ceva avem nevoie. Pușcărie pe viață să preluăm conducerea acestui stat, să naționalizăm din nou resursele României și am bătut joc de ele. Nu e că v-am văzut, deci așa o elită acolo. Nu e o elită, e vorba de faptul că... Nu e normal să judeci niște oameni amărâți care n-au avut ocazia să studieze suficient, să se documenteze, n-au internet, pe la țară, pe unde, dragoste, nici n-ai curent așa pe acolo tot timpul, mai rupe cât un... Vine cineva, îți mai povestește, îți mai pun nepoții, îți mai așa. Ce s-a întâmplat? Imagini de ultimă oră, breaking news. Avem breaking news, stați că ne întoarcem după aia la Șoșoacă. Dați breaking news. La Șoșoacă după aia, trecem pe la domnul Ciolacu. Imagini de ultimă oră cu domnul premier al României, Marcel Ciolacu, la Cairo, în preajma românilor care vor fi aduși dintr-un moment în altul în țară, românilor, zic români, dar sunt români până la urmă, care trăiau, își duceau viața acolo în Gaza, în fâșia Gaza, 100 și ceva de români vor fi repatriați. Vedeți, doamna aceasta de-a dreapta domnului Ciolacu este doamna ministru de externe. E ceva ce care mai rar vezi. Acolo jos? Acolo jos? Sânga jos? Sânga jos e de la... A crezut că e repatriată și ea. A crezut că aduce țară și pe doamna. Luați-o și pe ea. Dom'le, dânsa este... Nu greșesc, nu? Adică eu știu, Radu. Mea, dânsa este... Mai mult decât ei n-ai cum să greșești. Da, ok. Decât doamna ministru nu poți să greșești mai mult. Ea e... Nu e, domne, e stewardeză ceva. E stewardeză. Nu, dânsa e, după figură. Doamna ministru de externe este și stewardeză? Sau nu se mai zice. Stai că nu cred că e corect politic. Acum, uite, aici e cu Spider-Man. Cu Spider-Man. Copiii aduși foarte în bine, domne. Uite, se întâmplă și lucruri frumoase în această circunstanță catastrofală. Sunt salvați copiii aceștia. Vă dați seama că până la urmă copiii aceștia stăteau între bombardamente acolo. Adică domne, situația din care vine ceva inestimabil. Nu poți să faci o estimare a neurocinii. A durat o lună să-i aducă în țară pe oamenii ăștia. În ghesuiți acolo. Că unii sunt căsătoriți cu palestinieni, că unii au dublă cetățenie. Doamne, nu poți să găsești argumente pentru lipsa de reacție promptă a statului român pe repatrierea cetățenilor sau pe, atenție, tăcerea absolut inexplicabilă a comunității palestiniene din România, care nu făcea în fiecare zi apel pentru eliberarea acestor oameni cu dublă cetățenie română și palestiniană. Domnule, aduceți-i acasă, lăsați-i, haideți, să-i încurajăm, să-i nu știu, adică, la ce contează, mă, relațiile bune între națiuni,
dacă într-o situație de asta extrem de sensibilă nu vezi solidaritate și nu vezi că se fac niște demersuri, da, se mișcă un pic lucrurile. Păi am ajuns noi să ne luăm ultimii. Trebuie să meargă personal premierul României să-ți aducă 100 și ceva de cetățeni, că altfel poate nici nu existau garanțiile că ajungeau. Păi având în vedere starea de mediocritate în care s-a băltit până acum, eu înțeleg demersul lui Ciolacu de a merge acolo, bă, să văd eu cu ochii mei că se întâmplă chestia asta, că e ceva și nu-ți vine să crezi că s-a întâmplat. Dacă ai fi premier cu luminița la externe, da, te-ai duce personal. Ți-o spun cu toată sinceritate. Ministerul de Externe a trecut până acest moment tensionat în cea mai proastă formă în care l-am văzut în ultimele două decenii. Pot să mă duc și mai departe de două decenii, da? Dar n-are sens, că mi se pare un orizont rezonabil. N-am văzut niciodată Ministerul de Externe la un nivel atât de scăzut al comunicării publice, al profesionalismului, al lipsei de asumare. Doamna Luminița n-a organizat o conferință de presă, trimitea un băiat la televizor purtător de cuvânt. Discuției noastre, înțeleg că ceva a fost, ceva conferință de presă a fost. Nu, domnule, nu. Conferință de presă e atunci când un om de stat, că dânsa înțeleg că nu e un politic, e om de stat, nu? Așa, își asumă responsabilitatea pentru o criză. Spune, domne, ce facem, cum facem? Intră pe telefon toată ziua, bună ziua, pe la prânz, pe la așa, purtătorul de cuvânt de la Maia, o să facem, o să... avem un autocar, că am trimis o șalupă, hai că vin pe jos, hai că... Hai mă, lasă-ne, că nu spui nimic interesant și se confirmă încă o lună de zile. Și ajunge premierul său că personal ca să se asigure că vin. E un lucru bun, că probabil altfel nu știi. Dacă stăteam în baza doamnei Luminița, care fuge de răspundere și nu... Își trimite purtătorul de cuvânt. Își trimite purtătorul de cuvânt. Ăsta e subiectul de gestionat de purtătorul de cuvânt. E regretabil, domnul Buzea. Cred că se mai putea insista cu Bogdan Aurescu dacă își imagina cineva că urmează o situație cu astfel de momente tensionate, da? Da, absolut. Era altceva să ai un Aurescu la Ministerul de Externe, nu o Luminiță. Renunțarea la Bogdan Aurescu, la care sigur am avut de asemenea comentarii. Da, domne, că nu e perfecțiunea întruchipată, dar nu are termen de comparație la cu situația asta derizorie în care ne aflăm acum. Da. În fine, deci veștile sunt bune. Un gest onorabil, până la urmă îi aducem pe copiii aceștia acasă, Marcin Ciolacu s-a dus acolo, se întoarce cu ei. O să fie probabil și o conferință de presă aici în localitate, cu ei veniți încoace. Probabil vor fi făcute declarații. Este prima veste bună pentru români și aici mă refer la cei care au cetățenie română din 7 octombrie și până în prezent. Luăm o scurtă pauză, după care revenim cu noi comentarii. Bună. Și cu Șoșoacă, nu mai avem nimic cu Șoșoacă. Dacă mai avem ceva. Hai că e păcat, dacă tot am început. Gata, ne-am întors în direct un pic mai devreme, v-am arătat imagini din aeroportul din Cairo, unde Marcel Ciolacu, premierul României, se află în compania celor cetățenilor români care trebuie să aduși din Gaza și în câteva, cred că vreo jumătate de oră, ar trebui să sosească deja în București și să se facă o conferință de presă cu ei, să fie prezentați. E o reușită totuși că până la urmă s-a putut rezolva această tragedie. În această seară Marcel Ciolacu va reveni din Egipt împreună cu cetățenii români, membrii ai familiilor acestora, da, cei evacuați din fâșia Gaza, vor veni în țară cu o cursă specială a companiei Tarom. Da, va ateriza la baza 90 transport aerian și e important de precizat, domnul Buzeanu, a făcut statul român un pusiu de bine și aduce și niște cetățeni ai Republicii Moldova evacuați din fâșia Gaza. Uh-huh. Că-s frații noștri de peste Prut. Deci avem și... Da. Între ei și avem cetățeni români de pe ambele maluri ale Prutului, deși înțeleg că basarabenii nu vin în calitate de cetățeni români. Da? Vin în calitate de cetățeni ai Republicii Moldova, dar sunt aduși tot de Tarom, îi aduce și pe aceștia Marcel Ciolacu, așa cum se întoarce cu cetățenii români evacuați. Ce se întâmplă în această seară, repatrierea acestor oameni, este efectul a ceea ce s-a numit negocierea sau demersul diplomatic guvernamental din ultima lună aproape, da? Am spus, e punctul meu de vedere, nu știu, domnul Buzoianu, cum se raportează, e treaba dumnealui, Ministerul de Externe n-a prea existat. Și dovadă că n-a prea existat nu stă doar
absența din spațiu public a ministrului într-un astfel de moment extrem de important. Se duce premierul personal și tu n-ai ministru de externe. Domnul ne-a prins într-o stare de nefericire această situație globală. Cu ministru de externe în vine. La apărare l-avem pe Gelutsu care a văzut cum funcționează. Dar mai e o chestiune. Deci nu mă refer doar la absența din spațiu public a ministrului de externe sau la comunicarea defectuoasă pe alături chiar falsă a purtătorului de cuvânt MAE, ci la durata negocierilor pentru repatriere. Da? Deci să se întoarcă după bulgari și după alții cetățenii români de acolo, înseamnă că Ministerul de Externe n-a prea funcționat. Partea bună e că acum, într-un final, îi aduce și acolo cântare. Să văd cu ochii mei că se întorc oamenii ăștia, având în vedere pe doamna pe care o vedeți aici în imagine, dânsa este ministrul externe și având în vedere cine se ocupă de așa ceva, sigur și eu în locul domnului Ciolacu m-ajuge, domnule, să fiu eu sigur că se întâmplă lucrurile astea, că nu sunt probleme. Hai să urmărim ce se întâmplă în Gaza, de acolo de unde vin oamenii aceștia, din nenorocirea de acolo de unde au scăpat. Ne revedem mâine, să aveți o Românie bună în continuare. Ne vedem mâine la 18. Toate cele bune. Israel has entered what it calls a new phase of its war against Hamas, with a military advance deep into the heart of Gaza. Israel has launched ground invasions of Gaza before, most recently in 2009 and 2014. Israel is at war. But this time, Israeli forces plan to go further in a multi-phased offensive into Gaza's sprawling cities with the aim of destroying the military capabilities of Hamas, a US-designated terror group. Here's a look at how Israeli ground forces invaded Gaza in 2009 and 2014, and what that reveals about Israel's current operation. Israeli ground forces' most far-reaching military incursion into Gaza came during Operation Cast Lead in 2009. In response to a barrage of Hamas rockets, thousands of Israeli troops entered Gaza from the north and east under the cover of artillery fire. The three-week offensive saw extensive street-to-street fighting as Israeli ground forces pushed towards Gaza City with the aim of taking control of rocket launch sites. You have to understand the way Gaza is built. Yossi Kupavasa is a former head of Israel's military intelligence division. Between the populated area and the Israeli territory, there's an open area. It's very difficult to move towards the populated area because you're totally exposed. As soldiers advanced towards Gaza's major cities, they reported finding dozens of buildings booby-trapped with explosives intended to inflict casualties on Israeli troops. That's why we prefer to prepare the battlefield by a lot of airstrikes to weaken the enemy, so that when we enter, their abilities are going to be decimated. During the offensive, the IDF remained on the outskirts of Gaza's main cities. This kept Israel's casualties low, but limited its ability to target Hamas infrastructure in built-up areas. We didn't mean to take over Gaza. In 2009, we dealt with the outskirts of some of the main cities, but didn't have any intention to actually enter the center of town. We didn't put a goal for ourselves, the uprooting of Hamas from Gaza entirely. We realized that Hamas is going to stay in place. And that was a mistake, because all these rounds were ended with an agreement that enabled Hamas to rearm itself pretty soon. By the time the operation ended with Israel's implementation of a unilateral ceasefire, 1,300 Palestinians and 13 Israelis had been killed. A UN fact-finding mission found evidence suggesting both Palestinian armed groups and Israel committed actions amounting to war crimes during the conflict. Israel's most recent ground offensive into Gaza was limited in scope to destroying aspects of Hamas infrastructure in the enclave. In July 2014, Israel launched Operation Protective Edge in response to rocket and mortar fire from Hamas. The Israeli government initially launched an aerial operation to destroy a vast network of underground tunnels Hamas had constructed to store weapons, including rockets fired by the group into Israel.
after Hamas militants used a tunnel to launch a raid on a kibbutz in southern Israel. The government authorized ground troops to cross into Gaza with the aim of destroying cross-border tunnels. Every attempt to enter the Gaza Strip underground, it involves, first of all, anti-tank missiles, mines, booby traps that are located in places where you want to enter. Israeli troops and armor pushed into Gaza in an effort to locate the entrances to the border tunnels. During the 7-week operation, the IDF said it discovered 62 miles of tunnels. The problem with tunnels is that you don't see them. It was not easy for us to locate them. And we had to have a very strong intelligence effort to find out where they are. We had to develop a special technique that would explode them and make them not function. Israel says its troops destroyed 32 tunnels, 14 of which infiltrated into Israeli territory. The 2014 conflict ended when troops withdrew from Gaza under a ceasefire agreement reached at the end of August that year. The logic at the time was that we inflict this heavy blow on their infrastructure, cost them a lot of operatives and deal harshly with their rockets launching capabilities, to the point that they will ask for a ceasefire under our conditions. Sometimes it took longer and sometimes it took shorter time before they resumed the terror operations. But they were always capable of recovering relatively fast. The fighting had killed 2,000 Palestinians and 72 Israelis. A United Nations panel found evidence indicating war crimes may have been committed by both Israel and Palestinian militant groups during the conflict. Israel's previous ground offensives in Gaza were much more limited in scope than what its military is aiming to do now. Since Hamas took power in Gaza, Israel hasn't tried to eliminate the group's military infrastructure and leadership in the enclave. For many, many years, in any of the previous rounds, we tried not to end up with taking over Gaza. But it seems that this time, we just cannot afford any other solution. We have to take Gaza. A ground invasion with the aim of going into Gaza's cities to destroy Hamas presents one of the biggest challenges the Israeli military has faced in decades. This is a dangerous move for any army. It has to be done slowly and carefully and will cost a lot of lives.